Este indicat să implici familia în companie, să îi ai ca angajați. Da, cu condiția ca omul acela care face parte din familia ta să aibă competențe, să aibă caracter și să ai chimie cu el. Da. Și vorbesc din nou din experiența și lucrurile eșuate. Am încercat business-uri cu familia când eram tânăr, la 20-21 de ani, și n-am mai discutat, m-am cetat, n-am vorbit ani de zile cu ei, dar și din experiența mai recentă, când am un membru al familiei care are rezultate absolut spectaculoase. A început ca secretar în zona de secretariat și a ajuns top manager în companie după 4 ani de zile pe muncă. Deci asta poți e să faci exact ceea ce spune Adrian. Poți să faci business cu familia dacă începe de la competențe și de la responsabilități și nu se fac diferențe între suntem familie după, suntem familie când ne vedem în pauză, luăm o pauză și fumăm o țigară împreună sau bem o cafea și râdem despre nu știu ce. Acolo suntem familie, dar în rest, când eu trebuie să-ți fac o evaluare de progres, când eu trebuie să fac o evaluare de performanță, când ți-am delegat ceva, contează absolut zero, zero barat că tu ești parte din familia mea. Te regăsești în ceea ce ai auzit? Urmărește-ne pe canalele noastre de social media pentru că analizăm zilnic, eu împreună cu Răzvan Căzănescu, cum să facem business-urile din România mai predictibile și mai scalabile.